Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Laura Tufă. Haideți să urmărim împreună știrile din sport. La București s-a desfășurat un puternic turneu de tenis de câmp la care a participat și Laurențiu Mandocescu de la Clubul Sportiv Victoria. El a reușit să se claseze al treilea la categoria de vârstă 12 ani, demonstrând că este un jucător care poate să spună mult în acest sport în perioada următoare. Continuă seria rezultatelor bune înregistrate de jucătorii de tenis de câmp de la CS Victoria. La ultimul turneu desfășurat la București, Laurențiu Mandocescu s-a clasat al treilea într-o companie selectă. Aseară, Laurențiu și antrenoarea sa au fost invitații emisiunii Sport Special, unde s-au abordat multe din problemele de conținut ale activității de tenis de câmp. Este vorba despre Cupa Dinamo, a fost desfășurată și organizată de către Clubul Sportiv Dinamo București, unde am reușit să obțin locul 3 și 300 de puncte FRT. Care a fost traseul tău până la acest loc pe podium? De ce oftezi? A fost greu. În primul match am avut tur liber, pentru că am fost favoritul 6. Și în a doua zi am jucat sferturile de finală și turul 2. Turul 2 și sferturile de finală. Cel mai bine Laurențiu este caracterizat de antrenoarea sa, care vede în el un jucător de viitor, chiar dacă momentan evoluează foarte bine, doar pe suprafețele lente. La vârsta lui, deocamdată, el este un jucător lent, deocamdată. Deci îl avantajează foarte mult suprafața lentă. Cu cât va crește și în vârstă, poate atunci el va fi un pic mai rapid și se va acomoda și pe terenurile rapide. Dar deocamdată este un jucător care deci se poate juca numai pe terenuri lente. Intenționăm să realizăm mai multe emisiuni cu ceea ce am numit viitorul sportului mehedințean, mai ales din dorința de a convinge și pe alții despre efectele benefice ale mișcării, indiferent sub ce formă se desfășoară ea. La sfârșitul acestei săptămâni, la sala din complexul Lia Manoliu, se vor desfășura întrecerile campionatelor naționale de senior și tineret la atletism. După rezultatele foarte bune înregistrate la două Grand Prix-uri desfășurate în Germania, Ancuța Bobocel are șanse reale să câștige titlul național în proba de 1500 metri. Vineri și sâmbătă, în sala de atletism din Complexul Național Lia Manoliu, se vor disputa întrecerile campionatelor naționale de senior și tineret, la care va participa și severinanca Ancuța Bobocel. După rezultatele bune obținute la Grand Prix-urile de la Stuttgart și Düsseldorf, Ancuța este favorită în cursa de 1500 metri și la această ediție a naționalelor de sală. Acest an va fi unul hotărător pentru mine pentru că este cel de-al doilea an de când am trecut la seniori. Va fi un an foarte greu. Avem campionatele europene de la Paris unde voi participa în proba de 1500 metri, o probă nouă pentru mine. Am început acest sezon în sală cu un timp bun în proba de 1500 metri cu 4 minute și 8 secunde, care îmi dă încredere că la Paris va fi bine. Apoi voi avea campionatele mondiale din Coreea de Sud unde nu știu încă dacă voi participa la proba 1500 metri sau 3000 de metri obstacole. Sper să fiu sănătoasă, să mă pot antrena și să obțin rezultate cât mai bune, a declarat Ancuța Bobocel. Sperăm ca la Paris, Ancuța Bobocel să obțină o primă medalie la o competiție de anvergură la nivelul seniorilor. Ar fi un pas mare spre o ediție a Jocurilor Olimpice care să marcheze saltul de calitate al atletei legitimate la Clubul Sportiv Municipal din Roveta Tulnul Severin. La Reșița s-au disputat jocurile unui nou turneu din cadrul campionatului juniorilor 2 la handbal. CSS Droveta Turnu Severin nu a reușit să obțină niciun punct, pierzând toate jocurile la 1-2 goluri diferență, ceea ce demonstrează că mai este mult de lucru la capitolul pregătire psihologică. Și juniorii 2 de la CSS Droveta Turnu Severin s-au aflat vineri și sâmbătă la un nou turneu care a fost organizat de Liceul Teoretic Traian Vuia din Reșița. Din păcate, nici de această dată, handbaliștii noștri nu ne-au convins prin rezultatele obținute, la fel ca și juniorii 1, ei traversând o perioadă mai grea din care, din păcate, lipsesc rezultatele de valoare. Ei au pierdut toate jocurile disputate, 26-27 cu LPS Banatul Timișoara, 33-34 cu Liceul Teoretic Traian Vuia din Reșița, 25-27 cu CSM Progresul Băileș și 32-33 cu Liceul Program Sportiv din Târgu Jiu. Diferențe foarte mici de scor, dar din păcate nu în favoarea noastră, ceea ce face ca handbaliștii junior 2 de la Clubul Sportiv Școlar din Roveta Turnul Severin să ocupe în continuare ultimul loc cu doar 2 puncte în seria H.
În 18-19 martie se vor disputa partidele celui de-al treilea turneu ce va fi organizat de Clubul Sportiv Municipal Progresul Băilești, care se pare că și-a rezolvat problemele, mai mult având și o evoluție destul de bună la ultimul turneu. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile din sport. Sunt Laura Tufă, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!